Anul ăsta avem un lot, un grup de copii, sigur nu pot să spun acum că sunt toți cataleși, dar în primii 10 cam toți formează o echipă omogenă și care privesc foarte multă seriozitate oportunitatea asta de a participa la Olimpiadă și lucrul ăsta s-a văzut și la Balcaniada din Bulgaria. Sigur că lucrul la care mai trebuie să mai umblăm, suntem români de fapt, este, cum să zic, o tăria psihică care de multe ori nouă ne lipsește și chiar și la copiii ăștia. În permanență se întâmplă cât un accident între ghilimele, unul din cei mai buni greșește la ceva foarte simplu. Asta încă n-am reușit să gestionăm. Dar cred că de data asta o să putem să o facem. Cum privesc celelalte țări România în această competiție? Eu cred că cu mult respect, ceea ce se vede de cum pășești la câte olimpiade internaționale. Zic că nu le este, că nu merge să le batem. Probabil că ne considerăm niște concurenți destul de puternici din cauza rezultatelor pe care am avut în istorie. Dar, datorită. Da, datorită. Dar în același timp sunt câteva țări mai bune decât noi, adică nu cred că noi suntem spaima celorlalte țări. Eu am fost acceptat la Harvard College și o să urmez cursurile începând cu anul viitor și după nu știu exact ce să fac. De fapt, nici nu știu exact ce să studiez la facultate, dar o să mă hotărăsc. Eu aș vrea tot în afară să plec, poate în state, și să fac mate sau ceva aplicat, fizică, informatică. Nu știu, să-mi dau seama pe loc, pe moment. Eu o să rămân în România și probabil o să fac două facultăți în același timp, dacă o să am posibilitatea. O să fac unibucul la matematică și AS pe economie, încă nu am ales exact. Zi tu, Ștefan. Da, eu mă gândesc să studiez în străinătate. Unde? În Statele Unite. Ți-ai găsit o facultate pe care ai vrea să o urmezi acolo? Păi nu în mod special, dar o să aplic la mai multe facultăți foarte bune și o să văd unde voi fi acceptat. Un rol foarte mare l-are familia. Situația în România e cum e și ceea ce se întrevede pentru niște tineri de excepție nu poate să fie grozav foarte curând. Dar mai există și alte argumente. Unul este faptul că ei sunt încă la vârsta în care concurează, deci acea parte ludică a jocului. Ei concurează cu ceilalți. Dacă unul reușește să fie admis la Harvard, de ce n-aș fi admis eu? E o continuare a competiției. Răspunsul cu mă întorc, nu mă întorc, chiar și este discutabil. Sunt multe situații în care copiii se întorc, cum copiii proaspeți doctoranți se întorc în România, cum sunt aici în Institut de Matematică și lucrează cu noi. Sigur că dacă li s-ar face o ofertă foarte bună, aproape toți ar veni, chiar dacă ar avea ofertă și în alte părți. Aici cred că statul român nu știe să gestioneze lucrul ăsta. Și pe urmă e plăcerea asta, tinereții, de a te duce în altă parte. Perioada studenției, nu cred că e ceva anacronic. Păi, în ultimul timp, ce înseamnă o zi normală din viața mea, înseamnă mă trezesc de dimineața, mă duc la pregătire, mănânc, mă duc din nou la pregătire și învăț, pentru că sunt foarte prins cu bacul în perioada asta. Da, păi, cum băieții de-a 12-a trebuie să învețe pentru bac, noi trebuie să învățăm, mă rog, eu trebuie să învăț pentru SAT, care este examenul pe care trebuie să dai dacă vrei să intri la Universitatea în Statele Unite. Și pregătirea pentru acest examen mi-a acaparat o parte din timp. Unii dintre ei muncesc foarte, foarte mult. Asta însemnând și 10 ore pe zi? Și 10 ore pe zi. Și 10 ore pe zi. Mai gândiți-vă și lucrul următor, că uneori chiar dacă nu stau la masă sau chiar dacă se joacă ceva, ei se gândesc tot la problema lor de matematică. Și asta este tot pregătire.